Vremuri noi, aceleași greble. Așa a calificat Asociația Măr măsurile introduse recent de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, despre care spune că sunt ambigue, lasă loc de interpretări și de verificări abuzive din partea instituțiilor de control. De asemenea, ei reclamă lipsa unui mecanism clar de respectare a noilor reguli. Așa că pentru ca lucrurile să nu fie confundate, iar proprietarii de localuri să activeze conform legii, organizația a cerut autorităților să-și revadă decizia. Noile măsuri ale CNSP de prevenire și control a infecției COVID au strânit din nou nemulțumirea Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova. Într-un comunicat de presă, reprezentanții organizației enumeră toate inadvertențele noii decizii, despre care spun că este cu atât mai ambiguă cu cât numește activitatea unor agenți economici în termeni inexistenți. Club de noapte nu se regăsește în tipologia activităților economice din Republica Moldova, iar ring de dans, care se regăsește în tipologie, însă nu avem niciun agent economic înregistrat ca și ring de dans. Mai mult decât atât, Asociația Măr reiterează că sălile de sport, cluburile de noapte și localurile de alimentație publică au fost puse din nou în aceeași oală, deși fiecare prestează servicii diferite și, respectiv, pentru fiecare în parte trebuie elaborate măsuri sanitare specifice. Totodată, potrivit organizației, odată cu elaborarea noilor reguli, autoritățile nu au propus și un mecanism de implementare a acestora, dar nici nu au spus cum poate fi verificată respectarea lor. Este prevăzut o instrucțiune cine verifică această documentație, aceste certificări sau teste negative a consumatorilor, cum este organizat procesul, care este mecanismul de implementare. Iar în consecință, ambiguitatea deciziilor, spune Aneta Zasavițchi, permite instituțiilor de forță să supună unitățile de alimentație publică unor verificări neîntemeiate. În weekend am avut controle din partea organelor polițienești care interpretau foarte subiectiv o casenea unde se dansează, că ar fi ring de dans sau club de noapte, și practic au loc niște controle abuzive. Nu au fost aplicate amenzi pentru că agenții economici le-au prezentat documentația juridică a companiei, unde este specificat exact domeniul său de activitate. În cele din urmă, potrivit Asociației Măr, pentru a evita astfel de situații care, spune organizația, fac ineficiente măsurile adoptate și afectează activitatea mediului de afaceri, autoritățile trebuie să-și revadă decizia și să creeze un consiliu consultativ pe lângă CNSP. Contactat pentru o reacție, Boris Gâlca, unul dintre membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, nu ne-a răspuns la telefon. Nu este pentru prima dată când Măr reclamă normele sanitare anticovid introduse în contextul pandemiei de COVID-19. Și înainte, ei cereau ca acestea să fie clare și elaborate pentru fiecare gen de activitate în parte. Potrivit ultimei decizii a CNSP, ca urmare a declarării în Moldova stării de urgență în sănătate publică din 11 septembrie și până în 30 octombrie, accesul la evenimentele publice este permis doar cu prezentarea certificatului de vaccinare, a rezultatului negativ al testului anticovid-19 sau a actului care confirmă anticorpii.